Următorul nostru invitat este Sergiu Moșneagu, pe care îl salut. Bună seara, Sergiu! Bună seara și bine v-am găsit! Bine ai venit la noi, Sergiu! Spune-ne un pic despre ce te-a motivat pe tine să te înscrii la această nouă ediție a festivalului Prezint Orchestra Folclor. Deci, în primul rând, tot timpul mi-am dorit ca să colaborez cu orchestre de folclor, cum ar fi chiar Orchestra Folclor, sau cu orchestre de talie mai înaltă, cu profesioniști care totuși avem ce învăța noi, tineri interpreți, tineri instrumentiști, și din cauza asta am hotărât de mult, mă gândeam să vin să particip în acest concurs, dar totuși nu mi-ajungea nici timp și poate nici curaj, să spunem așa, da. De aceea am hotărât anul acesta totuși să particip în acest proiect muzical și cu ajutorul Dumnezeu sper să avem și un loc sau chiar acea participare totuși foarte mult contează, ai tot timpul ce învăța nou de la o colaborare, de exemplu. Sigur că da. Dar ce s-a schimbat anul acesta, Sergiu? Că ziceai că anii trecuți ai stat așa, pe gânduri. Anul ăsta ce te-a făcut să te simți mai încrezător? Poate că anul acesta am prins mai mult curaj, am lansat mai multe piese ce ține de muzică populară, ce ține cu vocea și poate că totuși aceasta cumva m-a dus la acel moment ca să te ajung. Decizi, da, să aici, te hotărăști. Da, desigur. Sergiu, noi n-am menționat un fapt foarte important. Tu cânti la trei instrumente muzicale. Sunt trei sau sunt mai multe? Sunt mai multe, dar practic la acest proiect, la acest concurs, mai bine spus, voi participa la caval, fluier și ocarină. Și pe lângă astea trei, la ce instrumente? Pe lângă aceste trei mai cânt la pian, acordeon, contrabas și nai. Deci tu ești omul orchestră, deci tu poți le faci pe toate. Exact. Extraordinar. Cum le-ai învățat pe toate șapte și de ce? Practic am avut de mic copil o ocazie să cânt într-un ansamblu de fluierari pe timpul acela și de aici a început tot. Am început la fluier deja, după care am mers la o școală de arte unde am cântat acolo la acordeon, am învățat, după care cu ajutorul domnului Nicolaescu Gheorghe, care era dirijor la orchestra din școala de arte, mi-a propus, uite, haide să învățăm încă două instrumente, să învățăm la caval și să învățăm la ocarină. Eu am fost foarte bucuros de acest moment și am spus că, uite, chiar totuși îmi place foarte mult ideea și de ce nu să facem acest pas. Și chiar vreau să-i mulțumesc foarte mult pentru acest ajutor și susținere. Da. Și mai departe, ai zis și de pian și de contrabas? Da, exact. Pianul l-am învățat în școala de arte ca instrument auxiliar. La contrabas am trecut deja la colegii de muzică Ștefaneaga, am fost. Și toate aceste instrumente, treptat, un pic, le-am învățat, le-am însușit. Deci, o viață dedicată studiului muzicii. Extraordinar. Ai totuși un instrument preferat? La ce îți place cel mai mult să cânti? Practic, depinde totuși de dispoziție sau de starea interioară. Uneori, când este ceva mai vesel, e clar că mai cânt la un fluier, la un caval. Dacă este ceva mai trist, poate să mă așez la pian să interpretez ceva, o melodie mai lirică, desigur. Depinde totuși de starea de spirit. Starea interioară. Exact. Interesant. Ai câte un instrument din toate cele pe care le-ai menționat? Da, ai acasă de toate? Desigur, da. Wow! Și este foarte bine atunci când ai în casă instrumente, chiar vrei să așezi o melodie pe note, da? Te-ai așezat la pian și ai început a compune sau îngâna o melodie acolo, da. Așa. Sergiu, ce o să cânti sau ce pregătești pentru festivalul concurs Prezint Orchestra Folclor? Câte deci, piese? Pentru festivalul concurs vor fi patru piese. O să fie o bătută la fluier, o sârbă la fluier, o să fie încă o horă la caval și o bătută la ocarină. Le-ai ales tu singurel sau au fost alese în Le-am ales eu singur el, le aveam deja prealucrate și desigur m-am dus la domnul Petre Neamțu, i-am spus, uitați ce program am eu și desigur dacă se potrivește pentru
acest concurs, la care dumnealui mi-a spus că sunt destul de bune chiar și putem să facem, să ajungem în final. Așa. Astăzi o să ne cânt, Sergiu, așa, cum să zic, cu vocea. Desigur. Dacă e corect această exprimare. Cânt și muzică ușoară, nu-i așa? Desigur, am văzut când... niște filmări cu tine cântând muzică ușoară. Da, cânt și muzică ușoară și muzică populară. Clar că, pentru moment, muzica ușoară este ca un experiment, să spunem așa. Totuși te concentrezi mai mult pe folclor. Desigur, mai mult pe folclor. Muzica ușoară rămâne ca un hobby sau un ca experiment. O pasiune. Da. Exact. Sergiu, mulțumim tare mult. A fost interesant să te descoperim și să aflăm că poți să cânți la atâtea instrumente. Îți dorim succes în cadrul festivalului. Mulțumesc. Și te invit acum să ne cânți. Mersi. Mersi tare mult. Așadar, Sergiu Moșneagu o să ne cânte imediat. Feciorba Sarabean se numește piesa. Ne bucurăm de acest moment și vă îndemnăm să rămâneți alături de noi. Vorbim despre rolul femeii în societatea de astăzi, în minutele următoare, evident, numai după ce Sergiu ne cântă. Sunt feciorba sarabean, măi tădri-dridra, tata draneam din Vița lui Ștefan, măi tădri-dridra. Mi-e drag cântecul și jocul, tădri-dridra, tata drag, că nu-mi găsesc locul, tădri-dridra. Și-a se cântă lumea toată, viață lungă și bogată. Să trăiți mulți ani ca fagul, vă cântă Sergiu Moșneagu. Și-am să cânt la lumea toată, viață lungă și bogată. Să trăiți mulți ani ca fagul, vă cântă Sergiu Moșneagu. Sunt feciorba sarabean, ne-am divița lui Ștefan, măi. Când aud că-n sate joc, măi tădri-dridra, tătădra, în voră îmi găsesc loc, măi tădri-dridra. Când aud topa cum bate, tădri-dridra, tătădra, și răsună peste sate, tădri-dridra. Și-a să cânt la lumea toată, viață lungă și bogată. Să trăiți mulți ani ca fagul, vă cântă Sergiu Moșneagu. Și-am să cânt la lumea toată, viață lungă și bogată. Să trăiți mulți ani ca fagul, vă cântă Sergiu Moșneagu. Hai, cântați-vă la utari, așa ca la zile mari, mă! Cântați mai lăutar, mă tădri-dridra, tătădra, așa ca la zile mari, mă tădri-dridra. Orchestra și cu toba, tădri-dridra, tătădra, răsună toată Moldova, tădri-dridra. Și-a să cânt la lumea toată, viață lungă și bogată. Să trăiți mulți ani ca fagul, vă cântă Sergiu Moșneagu. Și-am să cânt la lumea toată, viață lungă și bogată. Să trăiți mulți ani ca fagul, vă cântă Sergiu Moșneagu.